Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este directorul SCM Gloria Buzău și președinte al organizației județene de tineret a PSD Buzău, domnul Costin Stanciu. Bună seara, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor, și mulțumesc pentru oportunitatea de a fi în această seară din nou alături de dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Cred că e o perioadă foarte încărcată. Am văzut că sunt foarte multe rezultate și pe plan sportiv. O să vorbim puțin și despre politica astăzi, așa că aș vrea să începem cu evenimentul cel mai recent. A fost primul eveniment oficial organizat la stadionul de atletism din Buzău, o competiție care a făcut foarte mult să se vorbească despre ea. Povestiți-mi ce s-a întâmplat exact. Așa este, este prima competiție oficială organizată de, pe stadionul de atletism din Buzău de la reabilitarea acestuia. A fost o competiție organizată de SCM Gloria Buzău în parteneriat cu Athletics Run Kids, un club privat. Ne-am bucurat că cei de la Federația Română de Atletism au avut deschidere și au inclus această competiție pe care împreună cu, Mădălin Badea de la Athletics am gândit-o și ne bucurăm și de succesul pe care l-a avut și de faptul că oamenii au răspuns pozitiv invitației noastre și vă pot spune că au fost 500 de sportivi, de copii, pentru că a fost dedicată copiilor această activitate, de la 40 de cluburi din țară. A fost un eveniment reușit, eu zic că am impresionat atât prin organizare cât și baza în sine, pentru că stadionul de atletism din Buzău arată foarte, foarte bine după reabilitare și era păcat ca acest stadion să nu găzduiască și astfel de evenimente, iar eu sper și vom face demersurile necesare ca pe viitor acest stadion, sperăm chiar de la anul, să organizeze și etape de campionat național, de ce nu. Printre ambasadorul de fapt acestui eveniment a fost Marina Baboi, care este campioana noastră de la SCM Gloria Buzău și acum o să o citesc pe ea, care a alergat pe toate pistele din România, cred, până acum, că în continuare este impresionată și că nici nu se gândea vreodată când s-a apucat ea de atletism că acest stadion va arăta așa. Spunea că poate e cea mai bună pistă din toată țara, la Buzău. Așa este, este posibil să fie cea mai bună pistă din toată țara, pentru că este o investiție nouă pe care Primăria Municipiului Buzău a făcut-o acolo. S-au folosit cele mai bune materiale, s-a lucrat cu specialiști veniți din Germania la construirea ei. Stadionul este dotat și cu nocturne și nocturna este una foarte bună și cu siguranță cred că în timp, după ce vom mai face ceva mici modificări pe la stadion, s-ar preta să ținem acolo și competiții internaționale, de ce nu? Ce ar mai trebui făcut astfel încât să avem competiții internaționale la stadionul de atletism? S-au făcut deja demersuri în acest sens, pentru că nu cred că este un secret pentru nimeni. Primăria Municipiului Buzău a demarat în ultima perioadă un proiect, să zic, și va prelua și stadion și patinoarul din imediata vecinătate a stadionului. Stadionul, așa cum era el construit inițial și pe suprafața pe care era, nu a permis și construirea unei piste de încălzire. Și atunci, după ce primăria va intra în posesia patinoarului, acolo sunt suficiente spații unde să putem amenaja și această pistă de încălzire. Este singurul lucru care lipsește. Vreau să ne spuneți ce se întâmplă la toate secțiile din cadrul SCM Gloria, pentru că înțeleg fiecare în parte a avut câte o reușită în ultima perioadă, chiar dacă mai sunt și probleme la handbal. Povestiți-ne! Într-adevăr, sunt multe activități. Aproape săptămânal avem activități pe mai multe secții. Nu știu, o să iau în ordinea în care îmi vin mie în minte acum. Tinerii de la Ruibii au avut un meci împotriva celor de la Iași în weekend pe care au reușit să-l câștige și felicit pe această cale. Avem un campion național proaspăt în acest weekend la șah, în persoana lui Cosmin Nedelcu, care a reușit să câștige medalia de aur acolo. Ce rezultate au mai fost? A fost această competiție de atletism unde și copiii noștri și atât copiii noștri cât și de la celelalte cluburi din Buzău au participat și pe această care trebuie să și anunț că cei din Buzău au fost scutiți de taxa pe care trebuiau să o plătească, asta prin colaborarea pe care am făcut-o cu,
cu cei de la Athletics Kids Run. Foarte multe rezultate. Echipa de fotbal, știm cu toții că a reușit și prima victorie din... După patru egaluri. Da. După patru egaluri, dar în continuare, după această victorie, se clasează pe un loc care le oferă posibilitatea să promoveze direct și atunci avem perspective bune și acolo. În viitor, din nou, urmează să înceapă și să se reia și campionatul la handbal feminin. După pauza competițională care a fost și următorul meci pe care îl avem este la Cisnădie, unde sperăm să câștigăm. Și urmează și campionatul național de karate săptămâna viitoare la Sfântul Gheorghe. Au mai fost competiții unde sportivii secției de karate au participat și au obținut rezultate onorabile. Au mai fost competiții. Noi le-am luat ca pe niște competiții de verificare înaintea campionatului național. Aceștia au participat la centura de aur, Golden Belt, o competiție de tradiție din sud-estul Europei, ce s-a desfășurat la Caciac, în Serbia, și unde sportivii noștri au obținut două medalii, o medalie de argint și una de bronz, dar, repet, am participat doar cu 5 sportivi acolo. Au mai participat la Cupa Okinawa, ce s-a desfășurat la Izvorani, dar doar pe categoriile de open, pentru că ele erau cele mai numeroase ca și număr de participanți și am mers acolo tocmai pentru a face cât mai multe meciuri și bucuria noastră este că pe două dintre cele patru categorii le-am câștigat, iar la cea de-a treia una dintre fete a ajuns până în finală, deci practic am făcut trei finale din patru posibile, rezultate foarte bune. Dacă tot vorbeam puțin mai devreme despre handbal, a fost și meciul care a atras suporteri din toată țara, acela în sala sporturilor Romeo Iamandi, România-Grecia. Cum vi s-a părut că s-a desfășurat și care sunt reacțiile de după? Eu zic că astfel de evenimente ar trebui să se întâmple mai des la Buzău și ar trebui să ne bucurăm că Federația Română de Handbal și Primăria Municipiului Buzău au ajuns la un acord și că acest meci s-a desfășurat aici. În ciuda faptului că au fost unii care au spus că România era deja calificată și era un meci fără miză, știm foarte bine că tu, indiferent că te califici sau nu, deja matematic, tot trebuie să joci meciurile și ar trebui de fapt să ne bucurăm de spectacolul ăsta sportiv și faptul că a fost la Buzău a facilitat atât nouă cât și celor din jurul județului Buzău accesul la un meci de handbal. Eu zic că atmosfera a fost una frumoasă, ne-am bucurat de o victorie a României. Totodată echipa națională de handbal a și rămas în cantonament o săptămână la Buzău după acest meci și s-au pregătit pentru amicalul cu Franța pe care l-au avut în săptămâna imediat următoare. Așa cum ziceam, cred că în toate ramurile sportive ar trebui să avem mai multe evenimente naționale aici, de asta și ne dorim să aducem etape de campionat național la atletism. Se desfășoară de ceva timp, pentru că dacă m-am ocupat mai mult de partea asta până anul acesta, avem în fiecare an etape naționale de campionat național de karate aici la Buzău, întotdeauna, și vom avea și anul acesta Cupa României pe 26 mai. Și în celelalte sporturi la fel. Ar trebui ca... Buzău este chiar un oraș deschis sportului, cum avem acest slogan, și încercăm să arătăm chestia asta prin toate activitățile pe care le facem. Și atunci trebuie să arătăm tuturor celor din țară că e păcat. Avem baze sportive bune care pot desfășura astfel de activități și ar fi păcat să nu le avem aici, să ne putem bucura de ele. Ce proiecte mai aveți pentru copii, pentru juniori în Buzău și ce facilități le sunt acordate acum? Păi, la fiecare secție sportivă sunt invitați copiii să participe, pentru că asta ne și dorim. În primul rând ne dorim să creștem copiii din Buzău care să ajungă ulterior sportivi de performanță. Și chiar dacă unii dintre ei nu ajung sportivi de performanță, ne bucurăm de faptul că tinerii din Buzău aleg să vină să facă sport, pentru că știm cu toții beneficiile pe care sportul le are încă de la vârste fragede tuturor. SCM Gloria Buzău oferă și o gamă de sporturi, zic eu, destul de vastă și că au de unde alege, pentru că pot să joace de la fotbal, rugby, handbal, da, până la sporturi individuale, cum e karate, șah, dacă nu sunt fan și nu vor să facă prea mult efort, șah, karate, box, adică le oferim toată această paletă de sporturi și cred că e păcat să nu vină să le încerce pe fiecare, pentru că, repet, ar trebui să ne bucurăm că fac mișcare, indiferent de forma ei, dar în același timp, poate la unul dintre sporturile pe care le încearcă,
își dau seama că au talent sau poate că îi pasionează și o să începe să le placă și ajung să facă performanțe. O să revenim la sport, dar pentru că sunteți președintele organizației județene a Partidului Social Democrat, filiala Buzău, vreau să vorbim puțin despre ce se întâmplă în această perioadă, cum îi ajutați pe oameni să înțeleagă că indiferent pe cine votează, trebuie să vină la vot. Și am văzut că recent ați făcut un apel către buzoieni, către tineri mai ales, de a se alătura organizației de tineret a PSD. Care este mesajul pentru ei? Așa cum am spus și în filmuleț, da, într-adevăr, am sesizat că materialele video prind mult mai bine și, într-adevăr, acest filmuleț pe care l-am lansat a avut un impact mult peste celelalte postări pe care le făceam de regulă. Am luat această decizie de a face această invitație tinerilor, dat fiind faptul că, așa cum spun cifrele, în segmentul de vârstă 18-35 de ani, de fapt segmentul acesta de vârstă reprezintă cea mai scăzută rată de participare la vot. Și noi ne dorim ca toată lumea să iasă la vot și să înțeleagă fenomenul, să înțeleagă că stând acasă nu faci decât să ajuți pe alții și că neimplicându-te nu poți contribui la dezvoltarea comunității. Sau chiar dacă stai pe margine, să vii ulterior să critici ce fac alții nu prea este în regulă. Și le-am făcut această invitație pentru că ne dorim ca tinerii să vină alături de noi, să ne cunoască și să implice. Pentru că nu întotdeauna nici noi nu știm toate problemele de care se lovesc. Practic, noi, organizația de tineret, avem, zic eu, această datorie de a colecta lucrurile de la cei de vârsta noastră și de a le da mai departe celor decidenților din comunitate, da? Pentru a încerca să le rezolvăm pe fiecare. Noi nu întotdeauna le știm pe toate. Adică fiecare dintre noi ne lovim pe domeniul nostru de activitate de anumite chestiuni. Și atunci de aceea ne dorim să avem tineri din toate domeniile, tineri care sunt pregătiți, tineri care vor să se implice activ, de aceea și în mesajul pe care noi l-am transmis, am și zis, înainte să-ți faci bagajele și să zici că pleci, ai obligația să încerci să schimbi, ai obligația de a încerca să rezolvi lucrurile care te fac, de fapt, să-ți faci acele bagaje și să pleci. Ca asta am făcut și noi. Multă lume ne întreabă, domnule, voi tineri, de ce vă implicați în politică sau de ce... Din acest motiv, pentru că de-a lungul timpului, prin activitatea pe care am avut-o, prin lucrurile pe care le-am făcut, ne-am lovit de niște chestiuni pe care am vrut să le schimbăm. Și că ne place sau că nu ne place, trebuie să înțelegem că politica este în tot și în toate. Da? Adică fie că, indiferent de domeniul de activitate, factorul politic influențează cumva activitatea respectivă. Că e sport, că e cultură, că este agricultură, că în orice este implicat și factorul politic. Și atunci e important să ne implicăm acolo și e important să încercăm să ne aducem contribuția acolo unde cunoaștem, pe domeniile noastre. Chiar de curând, împreună cu domnii directori de la LPS și CSS, de la Liceul Program Sportiv și de la Clubul Sportiv Școlar, am lucrat și am dat mai departe Agenției Naționale pentru Sport niște propuneri care să modifice legea după care noi funcționăm în cadrul cluburilor noastre, pentru că erau acolo niște neconcordanțe, de fapt legea fiind foarte veche, la actualele prețuri nu prea ne mai puteam încadra să fim în lege. Și chiar de acum două zile am văzut că există un proiect de hotărâre cu propunerile pe care noi le-am făcut. Deci e clar că avem mulțumirea asta că atunci când ne implicăm în domeniul nostru, reușim să și schimbăm lucrurile și să facem ceva atât pentru cei pe care îi reprezentăm, pentru sportivi, antrenori, președinți de cluburi, dar și pentru ceilalți. În acest moment, câți membri are organizația de tineret a PSD? Suntem foarte mulți, suntem câteva sute de tineri. Avem un grup de comunicare, dar unde nu suntem toți momentan, care a depășit deja 200 de membri, pentru că avem câte un reprezentant în fiecare localitate din Buzău, de la tineret. Marea majoritate sunt de aici, din municipiu, dar avem o implicare foarte mare și inclusiv în comunele mari, cum sunt Berca, Vadu Pașii și așa mai departe. Câteva dintre activitățile pe care le aveți în mediul rural și apoi ajungem și la municipiu. Activitățile pe care le derulăm, în primul rând, v-am spus, activitatea noastră este cea de a ne implica și de a fi alături. Trebuie să reprezentantul nostru de la tineret este liantul dintre tinerii din comunitatea din care face parte și primarul de acolo sau decidenții unde nu avem primar. Pentru că încercăm din nou să purtăm mesajele de la tineri către administrația locală pentru a încerca să rezolvăm problemele. Pe lângă asta avem și tot felul de activități pe care le derulăm prin
am fost și în comune și vom fi în continuare cu diferite activități, știu eu, de ecologizare. De regulă încercăm să facem, acțiuni de conștientizare, să tragem un semnal de alarmă acolo unde credem că este o problemă și cam într-acolo ne îndreptăm. Și din nou avem un calendar de activități care se va desfășura inclusiv prin județ, prin anumite puncte din județ, dar și global. Încercăm să facem și activități peste tot în județ. Spuneați că sunt tinerii care vă reprezintă în județ un liant între autorități și dumneavoastră. Cam ce probleme vi s-au comunicat și ce ați făcut pentru a le rezolva? Unde ați transmis? Problemele tinerilor sunt diverse, pentru că pornim de la locuri de muncă. Evident că toată lumea își dorește să fie mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. Cam acolo se rezumă problemele cele mai mari ale tinerilor, să zic așa. Aceleași probleme mediu rural cu mediu urban? Aceleași probleme, pentru că fie că vrem sau nu, mediul rural nu mai este atât de atractiv pentru tineri și toți încearcă să migreze spre urban, da? Și vin spre oraș. Aici sunt și mai multe oportunități, mai multe locuri de muncă și... Bine, ne-am bucurat dacă ei măcar ar veni spre Buzău, dar știm foarte bine cu toții că sunt și tineri care pleacă spre orașele puțin mai mari, Brașov sau București, și chestia asta nu ne place, dar încercăm totuși să rezolvăm. Prin măsurile pe care administrația le ia, eu zic că se încearcă, pentru că în tot timpul s-au creat facilități pentru mari investitori aici, pentru a se crea locuri de muncă, pentru a încerca să-i ținem pe tineri acasă. Da? S-a înființat această... Până acum aveam motivul ăsta cu universitățile, că nu aveam. Ei bine, Dunărea de Jos a venit aici, este și Bioterra, avem acel proiect pentru campus, avem, nu eu, primăria municipiului Buzău pentru acel campus universitar și eu cred că cumva se rezolvă din problemele tinerilor și cred că Buzăul va deveni mult mai atractiv pentru ei și că îi va face să rămână aici. Dacă puteți să ne spuneți câteva dintre acțiunile cele mai recente pe care le-ați organizat în cadrul acestei echipe de tineret a PSD Buzău? În primul rând ne-am organizat pentru campania electorală care ne bate la ușă. Ne-a cam ocupat puțin timpul această campanie pentru că lucrăm atât la organizația mare cât și la tineret la un program, la un calendar de activități specifice campaniei electorale și ne-am axat mai mult în perioada aceasta pe campanie, dar inclusiv acum, înaintea campaniei electorale și în timpul campaniei electorale, vom avea mai multe activități, inclusiv pe bullying, dar nu vreau să dau din casă momentan, vreau să le facem și să vă surprindem atunci, vom avea și câteva activități pe bullying. În principal, ca să vă faceți o idee, ne-am ghidat după calendarul zilelor naționale și internaționale și cu ocazia fiecăreia dintre ele am încercat să ieșim cu ceva în spațiu public. Mâine de ziua cărții vom avea din nou o acțiune și ne veți vedea în online. Doar în online? Cei care vor fi pe acolo ne vor vedea și fizic, dar vom încerca să ieșim cu un mesaj în online, pentru că e greu să ajungi la oameni. Activitatea de mine se întâmplă la Pârscov. Oamenii din Pârscov ne vor putea vedea acolo. Ceilalți nu. Ce veți face exact la Pârscov? Mergeți cu cărți? Faceți un club de lectură? Ce se va întâmpla? O să mergem cu cărți la Casa Memorială Vasile Voiculescu pentru mine și vom ieși și cu mesaj, pentru că e important ca toată lumea să știe. Credem de fapt că nu este suficient de promovat acest obiectiv pe care îl avem în Buzău și vrem să ajutăm la promovarea lui. Îmi spuneați mai devreme că sunt foarte mulți membri în organizația de tineret. De ce vă doriți să atrageți alții noi? Pentru că ne dorim în primul rând să fim mai mulți și ne dorim să fim din toate domeniile. Noi până acum avem tineri foarte bine pregătiți, din toate mediile. Dar sunt și anumite domenii pe care nu le-am acoperit sau e și mai bine când din același domeniu sunt mai mulți, pentru că în momentul ăla când se generează o discuție pe subiectul respectiv, poate exista și o discuție de unde ideile pot să fie elaborate, fiind mai mulți din același domeniu. Și ne dorim să fim cât mai mulți acolo, pentru că întotdeauna 4x mai bun decât 2 și atunci de asta ne dorim să fim cât mai mulți. Plus că, așa cum vă spuneam, cu toții din organizația de tineret sunt tineri care fac lucruri, care sunt antreprenori sau care sunt încă la școală sau care lucrează și timpul lor este limitat. Nu întotdeauna ne putem întâlni cu toții și
lucra la proiectele pe care ne propunem să le facem. Și atunci, cu cât suntem mai mulți, atunci când unul dintre noi nu poate participa la o anumită activitate, întotdeauna este cineva care îl poate înlocui și să fim tot timpul aceeași echipă numeroasă și în același timp și valoroasă. Sunteți o echipă mare și știu că bine clasată pe plan național. Aș vrea să le spuneți tinerilor care ne urmăresc acum, dacă sunt oportunități în diferite domenii, în instituții, pentru cei care fac parte într-o organizație de tineret, indiferent a cărui partid până la urmă. Știu că ați dat viceprimar, avem subprefect care vine din organizația de tineret. Așa este. Oportunități apar și vă spun și de ce. Pentru că fiind implicat într-un partid politic, lucrezi îndeaproape cu oamenii care te pot propune pentru acele funcții. Lucrând îndeaproape și făcându-ți treaba foarte bine, normal că atrage atenția a decidenților și atunci aceștia pot să te propună pe o anumită funcție. Am mai spus-o în emisiuni și sper să nu mă repet, dacă e un lucru pe care l-am apreciat la Partidul Social Democrat, este acela că încearcă să promoveze oameni pe domeniile lor de activitate, așa cum au făcut și cu mine inclusiv, pentru că am ajuns director la Gloria Buzău prin prisma faptului că, pe lângă că m-am implicat în activitatea politică și zic eu că am făcut-o bine, am și în sport am avut rezultatele la care probabil sau cu care am surprins și am impresionat. E un lucru bun ăsta, e un lucru bun să te implici în politică și când zic să te implici, adică înseamnă să-ți dedici timpul liber pe care îl ai, pentru că poate unii dintre tineri cred că avem program full-time la partid, dar nu este așa. Adică atunci când fiecare dintre noi are puțin timp liber, dacă reușește din el să rupă și să-l dedice activității de la organizația de tineret, este suficient. Dar comunicarea cu tinerii... Se fac văzuți. Corect. Comunicarea cu tinerii, aș vrea să știu cum este, pentru că nu acordați audiențe, așa cum se întâmplă în cazul aleșilor de pe plan național. Dar dacă tinerii din Buzău au probleme, pot veni la sediul pe care îl aveți să vi le comunice? Numerele noastre de telefon sunt publice. Noi avem un sediu de tineret, dar nu avem pe cineva în permanență acolo care să stea și să preia oamenii. În schimb, pot merge atât la sediul municipal al PSD cât și la cel județean și anunța acolo, pentru că acolo programul este clar de dimineață până după amiază. Și vor fi redirecționați către noi. Dar în același timp și numerele noastre de telefon sunt publice, pot lua legătura cu noi atât pe rețelele de socializare cât și telefonic, fără nicio problemă. Comunicarea cu tinerii, în general, am făcut-o telefonic, să știți, sau în rare rânduri cei care sunt puțin mai timizi ne-au scris pe pagina de Facebook a TSD Buzău sau pe Instagram și apoi ulterior am luat noi legătura cu ei. Și în urma filmulețului pe care l-am pus, noi avem un formular, am creionat și am făcut un formular Google pentru cei care s-au înscris. Ultima dată când l-am verificat, erau 20 și ceva de tineri care aplicase pentru a intra în TSD. Am așteptat să se strângă puțin mai mult și ulterior vom lua legătura cu ei și vom invita la sediu pentru a-i cunoaște în primul rând, pentru a face formalitățile să devină membri. Aveți condiții? Trebuie să întrunească anumite condiții sau nu? Nu, suntem deschiși tuturor, vrem să-i primim, vrem să-i vedem de ce vor să se implice în politică, vrem să vedem în ce domenii activează, vrem să-i cunoaștem în primul rând, să știm exact cu cine stăm de vorbă. Nu avem criterii. Organizația de tineret este deschisă oricui vrea să se implice, pentru că, așa cum am zis, indiferent de domeniul de activitate, de pregătire, pentru că noi avem inclusiv, și asta a fost o ambiție personală, pentru că la nivel național existau, dar la Buzău de ceva timp pierdusem oarecum legătura cu aceste două categorii de tineri, să zic. Am reînființat, de fapt, Liga Elevilor și Liga Studenților, adică indiferent că sunt la școală, îi pot activa. Și acolo pot vorbi despre lucruri actuale pentru categoria lor de vârstă. De ce încă nu v-am văzut în teren? De ce încă nu ați început vizitele în județ? Când veți începe programul pe care îl cunoaștem cu toții? Am văzut că alții deja sunt în oraș și în județ, vorbesc cu oamenii. Vom ieși și noi pe teren, să nu-și facă lumea griji că nu o să ne vadă pe teren. Momentan, așa cum ziceam mai devreme, că am fost ocupați cu toții, lucrăm la calendarul pentru campanie. Vom fi prezenți atât în municipiu cât și în tot județul. Cu siguranță organizațiile locale își vor face treaba și vor începe să iasă pe raza UAT-urilor unde vor candida. Lucrăm la acest calendar, lucrăm la materiale.
Durează și puțin mai mult, ce-i drept, atunci când ai foarte mulți primari și cu toții au realizări să le creezi materialele de campanie acolo unde anunță ce au reușit să facă și ce își propun să facă în continuare, durează mai mult decât la ceilalți. Aveți și multe cazuri în care primarii vechi s-au retras și aveți candidați tineri propuși? Sunt destule cazurile acestea unde au fost schimbați candidații, chiar primarii în funcție au renunțat și au lăsat locul altora mai tineri. E o dovadă de, zic eu, de normalitate, în primul rând, și ar trebui să fie luați drept exemplu acești domni, pentru că la un moment dat, după un mandat, două, trei, probabil că ideile și proiectele pe care vrei să le faci pentru comună nu mai sunt actuale și atunci ar trebui să vină cineva cu o viziune nouă, cineva mai tânăr, cineva care cu energie, cu entuziasm, care să ducă mai departe munca celor care au cedat mandatul. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim însă și discutăm despre Buzău și despre tineri, rămâneți cu noi. Continuă emisiunea de ale Buzeanului împreună cu domnul Costin Stanciu, director al SCM Gloria Buzău și președinte al organizației de tineret a PSD Buzău. Domnule Stanciu, vorbeam înainte de pauză despre pregătiri și activități, dar înțeleg că acum se lucrează în cadrul partidului pe care îl reprezentați la listele care vor fi depuse atât pentru Consiliul Local cât și pentru Consiliul Județean, iar dumneavoastră ați ales să candidați pentru un post de consilier județean. Înțeleg că sunteți între primii 10 pe lista de la Consiliul Județean. Nu am ales. Mi s-a propus din partea Partidului Social Democrat să candidez și normal că am acceptat, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, fiind acolo în angrenajul partidului și făcându-ți treaba, este normal ca la un moment dat președintele partidului să-ți propună să candidez pentru o anumită funcție. Mă onorează această propunere a Partidului Social Democrat. Într-adevăr, voi fi pe o poziție din primele 10 pe lista de consilieri județeni și, din câte știu, se schimbă oarecum lista, vor fi și alte fețe noi pe... Nu puteți să ne dați două, trei exemple? Mai bine invitați pe ei să vă spună ei. Păi încă nu știm cine figurează pe listă, da. Putem spune că vom ieși cu siguranță cu lista completă în momentul în care se vor finaliza și pozițiile. Ce pot să vă spun este că sunt și suficient de mulți tineri acum pe listele Partidului Social Democrat, lucru care ne bucură și care încă o dată dovedește faptul că organizația de tineret și-a făcut treaba și că a adus în rândurile sale tineri pregătiți, tineri din Buzău în primul rând și tineri care vor să schimbe și care vor să se implice. Și atunci, repet, este o mare bucurie pentru mine și pentru ceilalți colegi care mă sprijină în, să zicem, în coordonarea activității de la tineret, că am reușit să atragem astfel de tineri valoroși alături de noi. Dacă nu vreți să-mi spuneți nume, spuneți-mi câți tineri sunt pe locuri eligibile la Consiliul Local și la Consiliul Județean? Suficienți, nu știu exact, v-aș păcăli dacă v-aș spune un nume, dar sunt destui. Un număr? Un număr, da, nu vă pot spune un număr pentru că nu-l știu exact și atunci v-aș păcăli. Când vor ieși listele, veți spune că v-am păcălit. Ar trebui să iasă în următoarele zile, totuși, nu? Cu siguranță, da. Bun. Dar spuneți că tinerii sunt acolo pe liste, au șanse acordate? Am încercat să și avem acest echilibru între domn și doamne și o să vedeți că listele sunt foarte interesante. Ne place să credem și, de fapt, ăsta este și adevărul, că avem cam cele mai bune liste. E părerea noastră, da, evident. Da, e părerea noastră. Asta am zis, că ne place să credem nou. Dacă sunt foarte multe noutăți pe aceste liste, înseamnă că sunt și unii dintre colegii dumneavoastră supărați că au fost scoși de pe listă. Nu neapărat, pentru că, la fel ca în cazul domnilor primari care au renunțat să mai candideze, același lucru s-a întâmplat și în rândul consilierilor și atunci aceștia au decis că este momentul ca dumnealor să se retragă și să lase locul pe listă unor tineri. În momentul în care spuneați că vi s-a propus să fiți pe lista Consiliului Județean, v-ați gândit care ar fi problemele pe care le cunoașteți în județ sau ce ați vrea să rezolvați dintr-o astfel de funcție? Evident că, fiind pe o listă, reprezentăm o echipă. Vom ieși și cu toate propunerile pe care Partidul Social Democrat le face. Este clar că vom încerca să ducem mai departe proiectele bune pe care Consiliul Județean le-a avut până acum
și să continuăm activitatea pe care domnul președinte Petre Emanuel Neagă împreună cu actuala echipă de consilieri locali au făcut-o pentru județul Buzău și să venim cu o serie de noi propuneri și totodată să sprijinim comunitățile din județ, da, pentru a-și duce la bun sfârșit și proiectele pe care le au pentru comunitățile din care fac parte. Un telespectator vă întreabă dacă o persoană care a fost în PSD poate reveni. Spune că de câte ori a vrut să revină, a fost refuzat și din cauza asta nu mai are încredere în politicieni. Poate fi un caz izolat. Eu știu că ușa noastră este deschisă tuturor. Nu știu în ce condiții, domnul, doamna, că nu știu... Un telespectator, da. De ce s-ar refuza revenirea unui membru în partid? Eu știu, sunt multe motive acum, dar de regulă nu refuzăm pe nimeni, că... Înainte de toate, așa cum v-am spus că procedăm la tineret, înainte de a aduce pe cineva nou în partid sau de a reactiva pe cineva, pentru că avem și de suficienți printre noi care s-au înscris în TSD, apoi au renunțat la activitate și ulterior s-au întors pentru că le-a plăcut ce facem acum, i-am primit. Dar înainte de toate acestea ne-am întâlnit, am stat de vorbă, am discutat, am încercat să vedem dacă ideile pe care vor să le promoveze, motivele pentru care vor să se întoarcă în politică, sunt aceleași pe care le împărtășim și noi. Și nu înțeleg, telespectatorul respectiv poate lua legătura cu mine dacă după emisiune și... Să clarifica situația, da? Clarificăm, da. Bun, aș vrea să revenim puțin la sport, pentru că sunt alte probleme pe care și buzoienii le semnalează, dar le cunoaște și dumneavoastră foarte bine, legate de sala sporturilor Romeo Iamandi. Întreabă foarte mulți dintre buzoieni de ce nu se fac investiții acolo și de ce primăria nu poate lua nicio măsură. Cu sala sporturilor există următoarea situație. Buzoienii trebuie să înțeleagă că și noi, ca și club, atât noi cât și celelalte cluburi care folosesc sala sporturilor, suntem acolo doar chiriași. Sala sporturilor este în patrimoniul Agenției Naționale pentru Sport. Deci, practic, ea este administrată de la București. Este interzis ca noi, cei de aici, de pe plan local, să facem investiții într-un imobil care nu ne aparține și atunci nu putem interveni sub nicio formă. Practic, noi închiriem sala sporturilor atât pentru antrenamente cât și pentru jocuri. S-a încercat preluarea, în schimb, nu s-a reușit până acum. Eu sper că poate după acest an electoral în care avem toate cele patru rânduri de alegeri și vom avea din nou un nou guvern, un nou parlament, se va relua această procedură și că aceasta ne va fi cedată, să zic, pentru că, într-adevăr, așa este, sala sporturilor mai necesită îmbunătățiri. Din păcate, mai sunt unii care, tot dintre buzoieni, care dau vina pe conducerea Direcției Județene pentru Sport pentru faptul că nu investesc, dar totodată și ei au o justificare, pentru că noi plătim o chirie care nu este deloc mică pentru activitățile pe care le derulăm acolo. În schimb, toți banii aceștia pleacă tot la București, nu rămân aici la Direcția Județeană pentru Sport Buzău. Și ei primesc bani de la Agenția Națională atât cât consideră agenția că trebuie să le dea. De regulă doar pentru salarii și funcționare. Deci e o chestiune pe care nu putem rezolva noi de aici, de pe plan local, nici noi, nici Direcția Județeană pentru Sport, pentru că depindem foarte tare de cei de la București. Eu sper că se vor găsi forme prin care să rezolvăm și situația sălii sportului. Chiar săptămâna trecută am participat la adunarea generală a Comitetului Olimpic Sportiv Român și acolo, în timpul liber pe care l-am avut, am și schimbat două vorbe, inclusiv cu doamna Lipă, inclusiv cu cei de pe prezenți acolo. Și probabil că vom căuta împreună. Trebuie să lucrăm ca o echipă și să încercăm împreună să găsim cele mai bune variante, pentru că sportul are nevoie și de infrastructură și de condiții bune de desfășurare a activității. O să mai vorbim despre infrastructură imediat, dar avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Televizorul mai încet, dacă se poate, și vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Aș vrea să intru în legătură cu domnul Costin. Vă aud. Un mic problem. O biografie al dânsului, că am interes că și-a depus candidatura pentru ca consilier, consilier la PSD,
Mă bucur că tineretul avansează în funcțiile astea de consilier și astea. Deci aș vrea, în primul rând, o biografie mică al domnului Cosmin Sanciu. Mă bucur că e directorul SCM-ului Gloria Buzoi, eu iubesc foarte mult handbalul, așa, și ce ar avea el pe parcurs de probleme pe care le-ar ridica, virgulă, ca virgulă consilier la Consiliul Județean și de ce a ales PSD-ul. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Seară bună, vă răspunde invitatul meu imediat, domnule Stanciu, o biografie. Să le luăm pe rând atunci. Am terminat liceul cu program sportiv. Am terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport la Universitatea Ecologică din București. Am lucrat în privat în primii mei ani ca tânăr. Ulterior am luat decizia de a înființa acest club de karate, pentru că am și practicat karate de la 5 ani până acum, adică nu m-am lăsat niciodată de acest sport. Ca antrenor am fost și președinte și tot ce înseamnă la clubul respectiv, și care a și reușit să ia medalii foarte multe și să aducă pentru Buzău o serie de rezultate care, până în momentul în care eu să mă decid să înființez acest club, nu erau la Buzău, pentru că Federația Română de Karate era prezentă aici doar printr-un singur club. Chiar ieri, că fac o paranteză la chestiunea asta, s-au împlinit 11 ani de la prima competiție la care am participat în calitate de antrenor. Deci ieri s-au împlinit 11 ani de la asta. Atunci am câștigat 3 medalii, una de aur și 3 de bronz. Am participat doar cu 3 copii la primul eveniment. Ulterior, până acum, sunt sute, dacă nu chiar mii, de medalii câștigate. N-am contorizat niciodată, dar de curiozitate o voi face. Bun. Sunt maestru emerit al sportului, asta prin prisma rezultatelor pe care le-am obținut ca sportiv. Sunt antrenor acreditat World Karate Federation. Aceasta este o licență în sportul pe care eu l-am practicat la nivelul FIFA, să zicem. Adică eu pot preda karate și recunoașterea mea ca antrenor este în toată lumea, a fi în posesorul acestei licențe, pe care o și reînnoiesc o dată la 3 ani. Ea nu este pe viață, adică trebuie tot timpul ținut pasul cu schimbările din acest sport, și care se obține pe bază de examen, adică nu se face doar act de prezență și primește această licență. Sunt și foarte mulți care pică această licență de fiecare dată când se dă. Iar activitatea mea, eu cred că s-a văzut tot timpul. Am fost prezent la tot ce s-a întâmplat până acum. Nu este prima dată când candidez, am mai fost candidat la Consiliul Județean de 2 ori pe loc neeligibil, în ultimele două scrutinuri de alegeri pentru Consiliul Județean. Acum sunteți pe loc eligibil? Acum sunt pe loc eligibil, a treia oară e cu noroc, se pare. Am fost inclusiv candidat la Camera Deputaților ultima dată, pe locul 9, dar am fost acolo pe listă. Bun, cam ăsta sunt eu, sunt un tip simplu, am încercat și business, primul nu mi-a ieșit, al doilea acum, de care se ocupă soția mea, funcționează foarte bine și mă bucură foarte tare acest lucru. Este tot în domeniul cu care eu am pornit, și anume este un after school, ne ocupăm de continuarea studiilor copiilor după ce termină cursurile la școală. Bun. Mama a întrebat despre problemele din județ pe care ați vrea să le rezolvați. Problemele din județ le știm cu toții, dar de regulă ele vin pe măsură ce ne facem simțită prezența în fiecare comunitate. Așa cum am zis, legat de tineri, fiecare tânăr are problema lui, așa cum fiecare comunitate are problemele sale. Cu siguranță că sunt cele mai mari probleme sunt legate de infrastructură, sunt legate de lucruri care deranjează, știu eu, de câini vagabonți și așa mai departe. Toate aceste probleme trebuie să găsească soluții și nu este rolul unui singur om să rezolve toate aceste probleme, ci cu siguranță echipa noastră se va ocupa să caute cele mai bune soluții, să rezolve toate problemele din județ sau mare parte dintre ele, pentru că nu trebuie să fim absurzi, nimeni nu este perfect și nimeni nu poate să le facă pe toate.
Și de ce ați ales PSD, v-a mai întrebat telespectatorul? Ei bine, aici e o povestioară, să zic, puțin mai lungă. Eu am intrat în PSD când am împlinit 18 ani. Deci nu sunt nou în politică. Am venit în PSD la invitația unui prieten care era membru la momentul de atunci. El nu mai este acum pentru că este plecat din țară, dar eu am rămas în continuare. Nu a fost o decizie clară atunci că vreau să intru în PSD și am mai spus lucrul ăsta. A fost o întâmplare că am ajuns acolo, dar odată intrat în sediu de partid, am început să cunosc acei oameni care erau prezenți la momentul respectiv acolo, mi-au plăcut și am început să frecventez ședințele, atât ședințele organizației de tinere de la vremea aceea, când președinte era Romeo Lungu, cât și ședințele organizației mari unde eram invitați. Ulterior au fost câteva campanii electorale unde grupul de la tineret a fost ținut aproape și pus la treabă, să zic așa, și am trecut prin absolut toate etapele ca tânăr în politică, de la împărțit pliante și lipit afișe, că toți sunt unora cărora le place să ne numească lipitori de afișe, până la a coordona echipe din cadrul partidului și așa mai departe. Adică am trecut prin toate și repet, de ce PSD? Pentru că mi-a plăcut acest grup și dacă mă întrebați acum de ce încă sunt în PSD și rămân, pentru că îmi place cum PSD-ul face politică. Adică nu cred că este niciun partid din România sau cel puțin pe plan local momentan care să ducă aceeași campanie, să zic, corectă și, subiective, și curată, pentru că de câte ori m-ați auzit pe mine să vin aici să dau în ceilalți sau pe vreun coleg, dar nu să vină să zică că opoziția, nu, dar e normal să vi se pară că e partidul cel mai bun pentru că faceți parte din el. Nu, dar repet, așa spune și un membru PNL, un membru modul AUR. De a face politică. N-am ieșit niciodată în față să scoatem răul celuilalt pentru a-l acoperi pe al nostru. Întotdeauna am ieșit cu lucruri pozitive, am ieșit cu proiecte și cu idei. Sunt de acord cu toată lumea că nu întotdeauna lucrurile pe care le-am făcut au fost perfecte, pentru că niciodată, cum am zis mai devreme, nu putem să zicem că este ceva perfect, dar întotdeauna există, am lăsat loc să fie perfectabil ceea ce am făcut și să încercăm să scoatem maxim din fiecare lucru. Acum revenind la infrastructură, voiam să vă întreb dacă în infrastructura sportivă vor fi noutăți în Buzău în următoarea perioadă. Da, sunt noutăți în Buzău și ele încă nu au fost inaugurate, dar urmează ca în perioada imediat următoare să inaugurăm. Știm foarte bine, clubul sportiv SCM Gloria Buzău beneficiază de o bază sportivă, materială, de o infrastructură bună, zic eu, pentru că avem atât stadionul de fotbal, unde avem și birourile și ne desfășurăm activitatea, în proximitatea căruia avem și propria noastră sală de forță pentru sportivii noștri, stadionul de atletism de care am vorbit la începutul emisiunii și este unul dintre cele mai moderne din țară, stadionul de rugby care la fel deservește acum și secțiile de copii care se antrenează acolo, dar care joacă pe terenul mare, pe Gloria Buzău. Acum se lucrează la sala de karate și la sala de tenis de masă. Ele două sunt cele două obiective pe care le vom inaugura în scurt timp. Deci, practic, infrastructura este foarte bună. Sala de șah, care este în interiorul stadionului de fotbal, la fel, oferă condiții bune de antrenament, zic eu. Și urmează ca, după ce patinoarul intră în proprietatea primăriei și ne va fi dat prin hotărâre de Consiliu Local către club, să se facă investiții și acolo. Evident că vom merge mai departe atât cu partea de patinoar pe perioada sezonului rece, dar și pe perioada sezonului cald ne gândim să înlocuim suprafața de joc și acolo să transformăm într-un teren de fotbal sintetic. Întreabă un telespectator pe când va avea și Buzăul un bazin de înot. Păi știm cu toții foarte bine că este un proiect în acest sens. Bazinul de înot, din păcate, s-a pierdut când s-a pierdut, dar domnul primar ține foarte mult la chestiunea asta și avem acel proiect pe CNI, care, din câte am înțeles, este nefiind implicat direct în acest proiect. Nu știu în ce fază este, dar sper să nu mă înșel, dar știu că este aprobat pe lista de la CNI și că ar urma să fie implementat în câțiva ani de zile. Cu toții ne dorim un bazin de înot la Buzău, pentru că inclusiv
pentru publicul larg, dar totodată și pentru sportivii de performanță este important, pentru că notul face parte din refacerea sportivilor de după antrenamente și competiții și atunci ne dorim și noi cu toții să avem și un bazin de not. Vreau să vorbim și despre un curs pe care l-ați organizat recent, un curs de instruire antidoping destinat antrenorilor. Da, a fost o inițiativă pentru că a plecat de la ideea că nu întotdeauna atât antrenorii cât și sportivii sunt conștienți de acest lucru. Ne dorim ca sportul să fie unul curat. Am avut și cazuri celebre, știm cu toții Simona Halep, în care aceasta a fost suspendată din cauza unor substanțe interzise pe care le-a consumat, care făceau parte din ceva ce lua, dar nu știa că ea, de fapt. Într-adevăr, este o problemă aici, pentru că sportivii de performanță, și noi, cei care suntem implicați direct ca antrenori sau ei, recomandăm uneori câteva suplimente sau, cum să le zic, niște susținătoare de efort. Multe dintre ele sunt și testate și sunt acreditate, dar nu avem control 100% asupra sportivilor. Și am organizat acest curs pentru antrenori, pentru că aceștia să meargă în sălile lor sau pe terenurile lor și să vorbească copiilor despre riscul la care se supun atunci când își cumpără suplimente sau susținătoarele de efort de care ziceam din comerț. Pentru că nu întotdeauna producătorii sunt cinstiți și scriu absolut tot ce conțin acele substanțe, până la urmă că sunt niște substanțe. Există acest risc de a te dopa fără să știi că te-ai dopat de fapt, tu încercând doar să susții activitatea fizică. Și asta a fost tema principală a workshop-ului pe care noi l-am făcut pentru antrenorii din Buzău. Vom mai face și vom mai avea astfel de inițiative, pentru că ne dorim să facem și inclusiv cu sportivii, pentru că sunt sportivi în anumite ramuri care se desfășoară la Buzău, care nu au fost supuși niciodată unui test antidoping și nu știu ce presupune. Le e teamă de acest lucru. Testul antidoping nu e dureros, nu ți se întâmplă nimic, doar că este de durată, pentru că întotdeauna când cei de la antidoping iau pe cineva, durează 3, 4, 5 ore până se recoltează corect probele. Și vrem să facem aceste cursuri tocmai pentru a... tot de conștientizare, pentru ca oamenii să înțeleagă și acest fenomen. Există și medicamente de la care poți ieși dopat și la fel. Încercăm să încurajăm atât pe părinți cât și pe copii să urmărească lista de pe site-ul ANAD, pentru că acolo figurează toate, iar ea se actualizează de la un an la altul. Există posibilitatea ca unul dintre sportivii pe care noi îi antrenăm să răcească sau să aibă o afecțiune medicală, să meargă la medicul de familie, să nu anunțe acolo că este sportiv de performanță și aici, chiar dacă anunță că este sportiv de performanță, nu este obligația medicului de familie să verifice lista ANAD atunci când face o recomandare de tratament și rămâne în responsabilitatea părintelui și a copilului să verifice acest lucru întotdeauna înainte de a lua o rețetă. Totodată, informațiile au fost foarte importante pentru că într-un astfel de caz aceste lucruri se pot obține. Adică dacă îți este recomandat pentru sănătate un medicament, dar care apare pe lista ANAD și teoretic este interzis să-l consumi, poți lua o scutire de la cei de la ANAD pentru medicamentul respectiv în baza rețetei, dar aceasta trebuie făcută înainte să începi să iei medicamentul, pentru că nu se poate da retroactiv, adică nu poți să o ceri după ce cineva te-a depistat dopat, să zici, doamne, dar stați, uite, am avut rețetă. Asta trebuie anunțată din timp, în momentul în care primești o rețetă, verifici dacă găsești pe rețeta respectivă un medicament interzis, să spunem, pentru sportivi, atunci ce trimiți către ANAD rețeta, aceștia îți dau o scutire și atunci te poți trata de afecțiunea pe care o ai, fără să aibă repercursiuni ulterior în cazul unui test. Cu siguranță binevenite toate aceste cursuri și sfaturi, recomandări pe care le oferi sportivilor. Încercăm prin ele să creștem cu toții, atât noi antrenorii cât și sportivii, pentru că dacă ne uităm doar așa superficial la sport, nu ne dăm seama cât de multă știință este în spatele sportului și că practic fiecare antrenament și fiecare lucru pe care îl facem necesită o atenție sporită și că sunt foarte mulți factori care duc la performanța sportivă. De regulă, ați văzut că tot apar pe internet pozele alea unde se vede doar vârful icebergului și jos e mult mai mare. Așa e, chiar așa este în sport.
pentru că sunt multe ore de antrenament, sunt multe sacrificii pe care trebuie să le facă sportivii, sunt multe informații pe care trebuie să le acumuleze, sunt multe lucruri de care trebuie să țină cont pentru a ajunge la vârf. Pentru sportivi și pentru suporterii din Buzău, ce urmează? Sâmbăta viitoare, fetele de la handbal reîncep, da? Fetele reîncep campionatul. Primul meci va fi în deplasare la Măgura Ciznădie. Apoi mai sunt încă pe 27, pe 27 da? Sâmbătă, da. Apoi mai sunt încă 4 etape la handbal și sezonul se încheie. Mai au și băieții, dar nu le cunosc programul încă. Avem acest play-off la fotbal care este mai mult decât interesant pentru că este în joc promovarea echipei de fotbal în Liga 1 și din nou aici ne fiind implicat direct pentru că ei reprezintă o altă entitate, dar ca și iubitor de sport, ca și buzoian care își dorește să vadă Buzăul cât mai sus, evident că ne dorim din tot sufletul ca această echipă să promoveze în Liga 1 și de la anul să avem marile echipe prezente aici și să ne bucurăm de spectacolul fotbalistic pe care aceștia îl oferă. Și în restul, la restul secțiilor, din nou, sunt foarte multe activități pentru că până în luna iunie inclusiv se vor cam încheia, adică se termină prima parte a sezonului competițional la toată lumea și vor fi activități la toate secțiile, meciuri la rugby, meciuri la fotbal la copii, competiții la sporturile individuale, peste tot avem activitate până în luna iunie. Iar apoi urmează luna iunie, care de fapt perioada de vară, unde activitățile vor fi, nu activitatea competițională va fi prezentă, dar vor fi activități de pregătire. Vom începe cantonamentele, vom începe pregătirea pentru a pregăti a doua parte a sezonului, care este și mai scurtă și puțin mai aglomerată, fiind mai scurtă. Și atunci trebuie să ai o pregătire foarte bună, să poți intra în această a doua parte a sezonului competițional pregătit și să-i și faci față, fiind mult mai intens. Și pe lângă toate competițiile sportive pe care le-ați anunțat, urmează și o altă competiție pe care o așteptăm cu toții. Ce ați vrea să le spuneți așa în final tinerilor care sunt indeciși, care nu mai au încredere în politicieni? Și mă refer nu la un mesaj electoral, ci la un îndemn de a merge la vot, indiferent ce opțiune au. În primul rând, îndemnul meu este ca tinerii să se informeze foarte bine înainte de a lua o decizie, dacă sunt indeciși, și să nu se lase conduși de emoție, pentru că s-au mai întâmplat lucrurile astea și nu întotdeauna zic eu că decizia poate este cea mai corectă atunci când este luat pe emoții. Cred că cel mai bun sfat pe care pot să-l dau sau îndemn este acela de a te informa foarte bine înainte de a lua o decizie, pentru că trebuie să fim conștienți, inclusiv noi tinerii, că anul acesta este unul determinant, pentru că sunt toate cele patru rânduri de alegeri, pentru că este determinant atât pentru viitorul nostru ca și comunitate, ca și buzoieni, dar și pentru România, pentru că alegem inclusiv parlamentarii, alegem președintele țării, alegem europarlamentarii care ne vor reprezenta acolo și inclusiv administrația locală de aici. Deci, în primul rând, ăsta este îndemnul meu, să se informeze foarte bine înainte de a lua o decizie și să ia decizia care cred ei că poate să aducă un plus valoare în comunitate, în țară, peste tot. Și cum să te informezi? Eu zic să te uiți puțin în, să te uiți puțin în, cum să zic, în ultimii 4 ani, să vedem fiecare partid în parte ce a făcut prin oamenii pe care i-a avut acolo, care sunt măsurile pe care le-au luat, să se uite în primul rând în domeniul lor de activitate ce măsuri s-au luat, pentru că acolo sunt cei mai în măsură să cântărească dacă au fost deciziile bune sau cele greșite și apoi să iau o decizie. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi, vă doresc succes și o să ne revedem curând. Mulțumim, o seară bună! Seară bună și dumneavoastră! Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, nu uitați de Jurnal, seară bună, la revedere!